Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Schimbăm subiectul și schimbăm odată cu asta și registru. Vorbim despre un material pe care vi l-am introdus cumva săptămâna trecută. Vorbeam atunci despre popi afaceriști, tâlhari și criminali. I-am cunoscut puțin în urmă cu o săptămână. Trăsătura lor comună sunt imuni la justiția pământeană. Paradoxal, într-un stat laic precum cel în care trăim, sutana preoțească atârnă mult prea greu atunci când e vorba de aplicarea legii. Frica de blestemea românilor cu educație precară se oglindește în lipsa de acțiune a instituțiilor statului, dacă vreți. Tupeul slujitorilor bisericii, disponibilitatea lor de a face campanie electorală și bogățiile pe care le afișează îi îndepărtează. Trebuie să recunoaștem asta zilnic pe popi de enoriași. În aceste condiții, înlocuirea credinței autentice cu spaima de lumânări ținute cu flacăra în jos, de deschisul Bibliei, de cositorul topit sau de penele negre de găină aruncate noaptea în intersecție sunt doar consecințe. Cauza? O scoatem la lumină acum la Reporterii Realității. 1000 de euro. Aceasta este suma pentru care unii preoți sunt gata să includă în slujba religioasă promisiuni electorale. Deși oferta a fost făcută chiar în timpul liturghiei, ei nici n-au clipit atunci când au auzit de ochiul dracului. Din momeala a mușcat și starețul mănăstirii Căldărușani. Prima biserică în care intrăm, Hagiu, e plină ochi. Preotul cântă, iar noi îi facem angajatei de la lumânări propunerea indecentă. Îl sunăm pe preot. Știe și e disponibil, deși a avut și experiențe nefericite. Da, mi-a spus, da. S-a ajutat și pe primarul Antan. Da, din păcate n-am primit eu, da. Trebuie să înțeleg că puteți să spuneți în timpul slujbei câte ceva despre ce are de gând domnul Și cât de tare va ajuta biserica în general. Da. Biserica Belvedere din cartierul Crângaș. Când aude de donație, preotul lasă baltă slujba. La intrarea în Patriarhie ne iese în cale starețul mănăstirii Căldărușani. În câteva minute devine agentul nostru electoral. În ce măsură, în timpul unei slujbe, o să puteți să faceți vorbire despre ce are de gând domnul Toată ești în regeam pe care eu am vorbim și vorbim. Și la noi să vorbesc cu băieții. Bun, și contăm de 5.000 voturi. Nu să fac o donație de la partid. 1.000 de euro pentru început. Să înțeleg că toată mânătirea Căldărușan votează pe da. Clerului ortodox este interzisă politica partizană. Astfel de cazuri sunt aduse în atenția instanțelor de judecată bisericească și în funcție de gravitatea situației sau măsurile care se impun. Versetul 9 din Psalmul 117 al lui David sună așa: mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Vila de pe șoseaua Bucureștilor numărul 81 arată ca o fortăreață. Imobilul a fost cumpărat în urmă cu 3 ani la un preț de 750.000 de dolari. Cum episcopia Giurgiu nu avea acești bani, a făcut un credit ipotecar la bancă, așa că prețul final va fi mult mai mare. După tranzacție, vila s-a transformat într-o mănăstire cu piscină, pentru 4 măicuțe, dar și pentru preasfințitul Ambrozie, episcopul Giurgiului. Reprezentanții Patriarhiei susțin însă că în vila din Giurgiu se trăiește pe principiul austerității și nu al uzurului. O groapă betonată în care se crește pește pentru consumul mănăstirii. Iar pe lângă piscina aleargă de câteva luni 3 căprioare. Ieșire și tinsa și scăpare, deci aici să vrea sfințit. Aici nu e ca o mănăstire unde deci se catează. Deci să spunem că sunt căprioarele lui Ambrozie, nu? Ai plac să joacă cu ele? Nu știu despre căprioare, de unde a scos-o. Căprioare sunt acolo sau nu sunt? Nu știu. Le confund? Dar ce erau, urși? Haideți să mergem împreună, acum să vedeți că sunt acolo. Concentrat, nu am să-și aducă că... Păi bine să-ți cam am văzut. De ce m-am filmat? Cât despre utilitatea acestor investiții, mai mari biserici evită un răspuns direct. A fost cumpărat cu acordul adunării eparhiale a Episcopiei Giurgiului. Nu e nimic, totul este cât se poate de legal din toate punctele de vedere și al legilor statului român și al
regulamentelor bisericești, fiecare eparhie se autofinanțează în fondurile proprii ale eparhiei, care înseamnă vânzări de lumânări, contribuții benevole ale credincioșilor, nu sunt bani publici. Și eu vă întreb din nou, cât a costat această clădire? Mănăstirea sau clădirea? Stați puțin, păi, clădirea s-a făcut mănăstire. Păi, da. Nu e una și aceeași? Stați puțin. Puneți dumneavoastră frumos în scris ceea ce doriți. Episcopul de Giurgiu, preasfințitul părinte Ambrozie, nu a putut fi contactat. Preasfințitul este într-o vizită pastorală astăzi. Puteți să-mi spuneți unde este în vizită? Că îl sun acolo unde e. Probabil că nu are aria acoperită acolo unde este. A înviat precum Lazar a patra zi din morți pentru a semna un proces verbal. Cu actul respectiv, un preot din Chitila a justificat apoi cheltuirea 550.000 de lei noi pentru repararea unui gard și a capelei. Dacă nu vorbim de o escrocherie, atunci avem de-a face cu o minune dumnezeiască. Nicolae Coman a murit în 25 martie și a semnat chitanța pe 11 mai. Pus în fața probelor, preotul Alexandrescu spune că n-a făcut nimic de capul lui. Un consilier, persoană cunoscută, că a fost și consilier al primăriei, al Consiliului Local și consilier al Consiliului Parohial, s-a întâmplat că a înviat ca să semneze un proces verbal de constatare a unor cheltuieli astronomice. Organele ierarhice, ca să zicem așa, au aprobat una, două cheltuieli, de că o mână spală pe alta și amândouă obrază. Nicolae Coman a semnat conform documentelor când i se făcea parastasul de 6 săptămâni. Preotul Ioan Alexandrescu, cel care a beneficiat de ajutorul nesperat venit din lumea celor drepți, nu pare prea vorbăreț. M-am uitat în actul de deces și Neanicu a murit în 27 martie și a semnat procesul verbal la dumneavoastră în 11 mai. Haideți să lăsăm morții să o să odihnească. Eu sunt de acord că morții trebuie lăsați să se odihnească, dar nu vi se pare că s-a întâmplat o minune dumnezeiască venind de pe lumea cealaltă pentru a semna acest act? Eu am aprobarea Consiliului Parhial, să știți că n-am făcut nimic de capul meu. Eu nu discut despre morți. Am făcut postul de televiziune, ce vreți. Învierea lui Neanicu din Chitila ne-a făcut să-l studiem cu mai mare atenție pe popa Alexandrescu. Iată ce am aflat. A făcut pușcărie, dar a fost hirotonit preot. Nu știe să cânte, dar a fost uns paroh. O veritabilă inginerie cu miros de acte false a transformat un mecanic cu antecedente penale într-un popă. Minunea dumnezeiască și-a tras utană peste hainele vărgate, deși conduce de mult în parohia și le rupe chitanțe în uriașii de la marginea Chitilei, nu a auzit încă trilul preotului Ioan Alexandrescu. Ocupă postul de paroh, dar el nu mai încasează bani, că nu muncește între ghilimele la biserică, nu știe să cânte, n-are niciun fel de pregătire de specialitate. Slujbele de la biserica Ion Olteanu sunt ținute întotdeauna de alți preoți. Să vorbesc cu preotul Alexandrescu. E bine, am mers la doctor. Sunt pentru umarea de pentru glicemia, că s-a supărat aseară și a făcut cu familia mea. Asta. Diabetul. S-a dus iar glicemia. Îl căutăm pe preotul Alexandrescu acasă, în comuna Prahoveană, Nedelea. Dăm peste un localnic care ne asigură că îl știe de mic copil. Cum a ajuns să facă pușcărie? Da, bă, că tu... Trăgeați-te la da, lume. Da, eu ți-am dus și zice, băi, tată, care venea din străinătate? A văzut că venea ovă cu bancul ăsta. Bă, de unde ai bijuterii alea? Ești tâncărie, ce făcea el? Normal, tâncărie. Câte pușcării a făcut? A scăpat repede, nu, păi dacă l-avea pe dracu mare. Și așa lui, dacă a făcut. Exact după ce a ieșit de acolo din pușcărie. A ajuns popă. A ajuns popă. Băi, da, doamne, dar nu știu de ce are. Omul ne explică minunea. Spune că Alexandrescu a suprapus de fapt foaia matricole de la liceul industrial cu cea a cumnatului său, preot, după ce acesta a murit. El e mecanic. Da, da, da. Liceul a făcut la fără să greșe. La liceul a fost. 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 Eu nu știu să cânte. Examinând cu atenție foile matricole, se poate observa o coincidență stranie. Mediile obținute de Ioan Alexandrescu în ultimii 3 ani la liceul industrial sunt identice cu cele din fișa de la seminarul teologic, deși au câte 20 male. Nu e diploma de absolvire, că de fapt este un certificat de trecerea unor clase, clase de liceu industrial, de liceu comercial, deci nicio, care i-a fost echivalată de către organele bisericești la câteva zile după ce obținuse diploma de la seminarul de la Curtea de Argeș. Acte, cum se mai fac în țara românească? Deci sunt acte false, că sunt false prin esența lor. Popa Alexandrescu nu a fost de găsit nici acasă. A cuvântat însă la telefon. Iată versetul. Băgania mătii. Să-mi bat mătii din familia mătii de lătură. Să-mi bat
Gurile rele susțin că popa Alexandrescu și-a cumpărat liniștea mai marilor biserici, donând o șalupă. Ei bine, am găsit barca la mănăstirea Snagov. L-am făcut pe starețul mănăstirii să creadă că suntem procurori și vrem să punem sechestru pe șalupa donată în urmă cu 3 ani de preotul Alexandrescu. Fața bisericească ni s-a spovedit. Din vorbă în vorbă aflăm cam cum a decurs tranzacția. Cunoaște în vedere că a venit pe șalupă aici cu 2 ani. A chinit, a dus-o, eu am mulțumit, nu m-am dat cu asta. Eu am făcut adresă către preafericitul și am spus că pământul de Alexandrie. O a dus șalupă, nu știe că i-a fost o fericită să bată. Unul, dacă eu am făcut către arhiepiscopie, sigur că părintele vicar, cu părintele cu preasfințitul episcopul Vasta, nu pe cine sunt acolo, eu fiu prezentat situația preafericitului. Mă gândesc că știe că, dar toate actele care merg la episcopie ajung și la preafericit. Bomboana pe colivă avea să fie pusă însă de Tribunalul Constanța. În urmă cu o lună, magistrații de aici au emis pe numele popii Alexandrescu un mandat de arestare în lipsă pentru trafic de influență. Potrivit DNA Constanța, preotul a intervenit contra cost la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților pentru a ajuta o femeie să-și recupereze mai repede o compensație pe legea 9/98 privind bunuri făcute în proprietatea statului bulgar. Tranzacția s-a desfășurat printr-un intermediar. Preotul a primit o primă tranșă de șpagă de 30.000 de lei. Femeia l-a denunțat. În urma flagrantului, intermediarul a fost arestat, iar preotul a dispărut. De 4 zile, Alexandrescu se află în arestul IPJ Constanța, unde a primit, în fine, Sfintele Cătușe. Un material uluitor despre fețe bisericești, din motive pe care sper că le înțelegeți. Nu o să spunem cine este autorul acestui material. El este camera noastră ascunsă. O să-i spunem și în această seară, așa cum am făcut-o și săptămâna trecută, Mircea, de pildă. Eu o să-i spun Mirela. Păcătosul. Te super pe mine? Absolut deloc. Eu Mirela. O să-i spun păcătosul că și-a făcut păcate cu oamenii ăștia câte n-au ei. Dascălul, medicul, preotul, au fost multă vreme și în special lăsat figuri emblematice. Oameni pe sfatul căruia te puteai baza, în care aveai încredere. E destul de riscant pentru sănătatea unei comunități să piardă această încredere. Și atunci întrebarea mea este dacă aceste cazuri pe care le-am văzut la Reporterii Realității reprezintă excepții sau ușor, ușor, ele încep să domine, dacă vrei, această tagmă. Tu ai spus preoți, eu le-aș spune popi, pentru că cei pe care i-ați văzut n-au nicio legătură cu cele sfinte. Nu poți să-l cauți pe Dumnezeu din jeep, cum spune un prieten de-al meu care se uită acum la noi. Nu poți să faci toate aceste lucruri dacă tu ești trimisul lui Dumnezeu pe pământ și intermediarul meu, intermediarul între mine și Dumnezeu. Eu n-am nevoie de intermediari ca cei pe care i-ați văzut. Atunci e suficient să mă duc eu la biserică și să mă rog, chiar dacă toți preoții care se uită acum la televizor o să ne considere niște păcătoși și înfrunte cu păcătosul de la camera ascunsă. Dar toate aceste lucruri se știu, toate aceste lucruri au fost spuse de mii de ori, toată lumea știe că popa ți-a mai mulți bani decât face, toată lumea știe că îți condiționează, să zicem, o mormântare, toată lumea știe că să iau tot felul de, hai să le zic, parandărături, să nu sune ca la DNA așa. Adică eu mut popa asta dintr-o parohie, îl mut într-o altă parohie, i-am luat banul ăsta. Păi tine te mut în parohia asta, ți-am luat banul ție. Toți banii ajung la mine. E o instituție care nu plătesc impozit. Vorbim și despre asta. Mircea, bună seara! Îți mulțumim că ești lângă noi. Canoanele bisericești, Mircea, interzic foarte clar implicarea preoților în campanii electorale. Bună, în condițiile astea, te-aș întreba dacă a fost dificil pentru tine să-l găsești pe acel preot care era dispus contra unei sume modice să vorbească despre un candidat la primărie. Melania, nici să nu te gândești că a durat mai mult de o zi. Am intrat în 4 biserici și în toate am găsit oameni disponibili, cu mare aplecare către bani. Vreau să spun că ultimul preot pe care l-ați văzut în material, chiar s-a întâmplat ceva distractiv. În acea zi am cumpărat o cameră ascunsă PIX și am vrut să o testez. Chiar în fața dealului Patriarhiei mi-a apărut în cale acel individ. Păcătosule, sunt ceva probleme cu sunetul, semn că preoții își fac treaba. Între timp o să rog pe Ștefan. Ștefane, te rog frumos, hai să-l sunăm din nou pe Părintele Stoica, plătit din banii mei, să răspundă la telefon atunci când e căutat de ziariști, chiar dacă Patriarhia are o televiziune care se numește Trinitas. Dacă nu-ți răspunde Părintele Stoica cu bunăvoința păcătosului, ai niște numere de telefon. E foarte important să ne spună ei, dacă, apropo de discuția mea cu tine, mail de mai devreme, dacă ele sunt excepțiile care întăresc regula sau dacă ele sunt doar excepții
găsit și atât. Nu spui asta întâmplător, ci pentru că noi am încercat de multe ori să luăm legătura cu purtătorul de cuvânt al... Părintele Stoica este stat într-un stat, e stat în stat. E stat în statul bisericii. Dacă el nu vrea să-ți răspundă la telefon, nu-ți răspunde și nu pentru că e la vecernie sau pentru că e la meci acum, nu vrea el. Dacă el nu vrea să te lase să tragi flyul, să faci live în curtea Patriarhiei, nu face chestia asta. Iar când vine vorba de păcatele preoțești, își apără cum e normal să-și apere tagma, deși eu ca jurnalist, dacă aș avea niște colegi care fac ce fac preoțeștia, nu i-aș considera colegii mei. Și atunci, tu biserică, tu patriarhie, tu ce vrei tu, instituția statului, vii și mă convingi pe mine, păcătosul, credinciosul, cum vrei tu să-mi zici, că eu pot să mă duc în continuare la biserică, pentru că ceea ce văd este poate o excepție. Eu nu m-auzea pe mine. Acum te auzim foarte bine, s-au reglat lucrurile, nu știu dacă a fost semn divin sau din regie, s-au reglat aceste lucruri. Nu spune asta. Mircea, am văzut cazul părintelui Ambrozie. Piscină, căprioare, vilă, preoți bogați în biserici sărace, e un paradox. Câtă vreme noi știam că așa ar trebui să fie biserica, ar trebui să însemne smerenie, nu? Păi și în piscină nu te smerești? Este un paradox creat de stat. Statul creează acest paradox prin facilitățile pe care le oferă bisericii. Oamenii bisericii au început să-și bage nasul în tot soiul de afaceri, în imobiliare, în construcții, în turism, joacă pe bursă. Pur și simplu trebuie să-i lăsăm pe acești oameni să facă concurență neloială. Chiar la poarta Arhiepiscopiei Bucureștilor se vând coșciuge cu TVA zero. Sunt atâtea firme de pompe funebre care își plătesc angajații, plătesc impozit la stat. Se poate spune, Mirela, că statul a făcut cadou bisericii un paradis fiscal prin neimpozitarea acestor afaceri? Da. Da, prin articolul 15 din codul fiscal, care spune că nu se percepe impozit pe profit pentru veniturile obținute din valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult. Asta înseamnă că dacă mâine biserica vrea să-și facă telegondolă, ca să fiu delicată, poate să-și facă. De asemenea, uite, afacere. Adică poate să-și facă absolut orice fel absolut de afacere? Absolut ce vrea ea. Absolut tot ce vrea ea. Așa cum spuneam, e stat în stat. Apropo de ce zicea păcătosul. Există o firmă care se numește Făclia Mol SRL. 50% aparține Mitropoliei Moldovei. Și pe site scrie așa. Atenție un pic și la nuanțe și la ce vinde această firmă. Vindem lumânări parfumate, conice, spiralate sau drepte, utilizate în sistem HRC, adică hotel, restaurant, catering, și nu numai. Păcătosule, nu numai ăsta. Ce înseamnă? Adică la ce poți să mai folosești lumânările astea parfumate dacă nu la... Nu vreau să ne gândim la asta. Păi nu, așa scrie pe site-ul lor, l-am inventat eu, uite, cuvânt cu cuvânt, am copiat după site. N-am Mirela, dacă eu... ne amintim de scandalul de la Căldărușani, de la mănăstire de anul trecut, îmi imaginez unde folosesc lumânările parfumate. Părintele Stoica nu vrea să intre cu noi în direct, pe mine personal nu mă miră. Încearcă-te rog frumos la preafericitul părinte Daniel. Ai numărul lui de telefon. Poate totuși răspunde la telefon. Sau la părintele Vicar Iordache, care e mai vorbăreț. Are biserica agenție de turism. Reintegrarea SRL. Are firmă de construcții, Chivotul Mare. E implicată în firme de cumpără energie, de exemplu Arhiepiscopia Craiovei. Joacă la bursă, cum zicea Vali. Ce ar trebui să mai facem noi, astfel încât să ne ducem la biserică și să credem în acești preoți, așa cum făceam pe vremuri? Mai e ceva, Mircea. 800 de mii de dolari au plecat din 90 până astăzi, din diferitele guverne care s-au succedat, la Ministerul Cultelor. Cei mai mulți dintre banii ăștia s-au dus la Biserica Ortodoxă Română, pe plata salariilor, preoților. Este dublul sumei pe care guvernul a cheltuit-o pentru cercetare. E interesant că jumătate din această sumă s-a cheltuit exact în ultimii 3 ani de când e criză. Deci, în toiul crizei s-au găsit bani pentru biserică. Eu cred că dacă această țară va mai ieși vreodată din rahat, va ieși nici de cum pupând moaște, ci făcând ceva. Sunt foarte rare cazurile în care un preot alege să vorbească despre neregulile din sânul bisericii. Trebuie să știți, domnilor și domnilor, că vom avea în legătură direct de la Constanța, în doar câteva secunde, un astfel de preot care este dispus să vorbească. E un preot care și-a pierdut parohia imediat. Casca mambo, casca mambo, nella notte scura. Bruciano i cuori, bruciano gli amori delle lucciole bambine.
Vivi la Vita Peroni. Preotul Gabriel Mascas este în legătură directă cu noi. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să dialogați cu noi în această seară. Ați rămas fără parohie în 2001. Bănuiți că a fost ceva necurat la mijloc, dar o să vă rog pe dumneavoastră să ne dați mai multe informații pe scurt. Bună seara, stimată doamnă și stimat auditoriu. În 2001 a fost șantajat pentru a însemna demisia de la parohia Cernavodă. Șantajat de cine? De către napreasfitul episcop Teodosie, pe care l-am acuzat în 2001 de colaborare cu securitatea. Eu, fiind un fost dezident politic în mișcarea Paul Goma 1977 pentru dreptul omului în România. Și ați avut dreptate, părinte. Ați avut dreptate în 2001. Am avut dreptate. Mulțumesc că am avut dreptate și am dreptate și acum, pentru că acest sinod al bisericii nu a fost curățat de acești colaboratori cu securitatea. Bun, dar nu acesta a fost... Contra statului acordat. Nu acesta a fost motivul invocat pentru care vi s-a luat parohia. De ce vi s-a luat parohia? Ce au spus? Din urma constatărilor Patriarhiei să și nu au reclamații, s-a constatat că eu am fost recăsătorit, cu toate că recăsătorirea mea a primit binecuvântarea episcopului Lucian al Tomisului, deci nu există niciun motiv în această speță, a fost numai ura personală a episcopului Teodosie pe care l-am acuzat de trădare cu Dumnezeu și poporul român. Știu că ați făcut numeroase demersuri pentru a vă recăpăta parohia. În ce au constat ele? Demersurile mele au constat pe cale civilă, deci am acționat în cale civilă la Tribunalul din Constanța, la care am avut câștig de cauză și vreau să vă spun că această sentință 1022 îl obligă pe înalt pensionat episcop al Tomisului să emită o decizie în sensul recuperării situației mele totale. Sentință la care dumneavoastră nu a binevoit să răspundă și l-am acționat la parchetul pe lângă Curtea de Apel Constanța pe legea 246 din Codul Penal, fiind forțat astfel să răspundă la această sentință civilă. În afară de acest lucru, prin sentința civilă 1022 a fost obligat la plata unei amenzi în favoarea statului în sumă de 710 milioane, care se concretizează într-un proces verbal în executare de către un executor din Constanța. Părinte, de ce ați ales să vorbiți și de ce ați ales să vă arătați fața? Pentru că știu foarte bine și știu foarte bine cazuri concrete de preoți care trăiesc cu frica în sân și care sunt terorizați de acest sistem bolnav. Trebuie să știți că preoții se împart în două categorii. Sunt preoți și popi. Preoții sunt cei care sunt adevărații luptători și care urmează chipul lui Hristos în om, adică până la sacrificiu, până la moarte și respectă misiunea creștină. Și sunt popii care sunt parveniți peste noapte, ocupă peste noapte niște funcții nemeritate în parohii de oraș prin anumite atenții acordate episcopilor, prin dreptul de cârjă, așa se numește șpaga bisericească, dreptul de cârjă sau atenția de cârjă dată episcopului la hirotonie. Eu nu mai fac parte din sistemul Bisericii Ortodoxe Române, cu toate că m-am câștigat acest drept, în sensul că nu am o parohie. Dar voi rezolva și aceste probleme cu parohia. Vorbiți despre șpagă. Ori prin forță, ori prin calitate amiabilă. Îmi cer iertare că vă întrerup, dar ați pronunțat un cuvânt foarte puternic, șpagă. Vreți să-mi spuneți că un preot, pentru a câștiga o parohie, dă șpagă? Evident. Altfel nu se explică prezența anumitor tineri de băncile parohie? În parohii de oraș fără examen de capacitate. Depinde de nivelul și de gradul parohiei. Dați-mi și mie exemplu de drept de... Cel mai bun exemplu în... Drept de cârje, sau cum ne-a zis, că sună, mă rog, sună mai puțin mirean. Dați-mi și mie exemplu de cât trebuie să dea un, să zicem, un preot... Cel... Am văzut o șalupă mai devreme, în fine. Era o întâmplare, probabil. Ce se întâmplă? Șpaga sau dreptul de cârjă diferă de la parohie la parohie. Cel mai concludent exemplu este al jurnaliștilor dumneavoastră de la România Liberă și exemple pe care părintele Ioan Buga în cartea Fascinația Haosului, pe care o am aici cu mine de față și doresc să o prezint publicului, exemplifică foarte clar cum se acordă șpaga, în ce condiții și care sunt limitele acestei șpăi sau atenție de cârjă dată episcopilor.
Din păcate, Arhiepiscopul Bucureștilor le-a transmis colegilor mei din redacție că el se ocupă de chestii organizatorice și aici l-ați întrebat pe păcătosul nostru de la camera ascunsă dacă nu cumva chiar Părintele Iordache a fost cel care s-a ocupat administrativ de povestea cu preotul de la, cu Alexandrescu, nu? Dacă mă auzi? Mirela, el se ocupă de absolut tot ce... El este cel care îl va da la o parte în cel mult 2 săptămâni pe preotul din Ciolpani. A fost un scandal în urmă cu 2 săptămâni. Arhiepiscopia a făcut un pas în spate. Întreaga comunitate îl apără acolo pe preot, dar biserica, pentru că nu-și primește probabil acest drept de cârjă, acum aflăm că așa se numește șpaga la ei, vrea să-l schimbe. Deci tot același vicar Iordache. Tu te-ai mai ocupat de povestea asta și dacă vrei să vorbești cu părintele care e alături de noi, să-l întrebi niște lucruri acolo la Constanța de asemenea. Hai să zicem, există niște sincope ale cârjelor ca să nu se supere prea tare părintele Stoica pe mine. Așa că dacă vrei să-l întrebi ceva pe părinte legat de alte subiecte, că acolo înțeleg că sunt multe belele. Din păcate știu că acolo colegii de la România Liberă au făcut o anchetă care din păcate n-a fost dusă până la capăt. Cel puțin parchetul parcă trebuia să cerceteze, a trecut un an și ceva de atunci. Niște colegi de la România Liberă au reușit să se facă preoți, neavând nicio legătură cu meseria asta. Deci numai contra cost, pur și simplu i s-a cerut bani de la obraz. Ar fi trebuit ca măcar acolo unde exista un caz concret să avem un rezultat. Nu mă aștept ca la Constanța să iasă adevărul mai repede la iveală. Nu reușim să-l scoatem nici măcar la Calinic, la Argeș, unde este o altă fabrică de diplome. Pentru că vorbești despre această fabrică de diplome, fabrică de preoți. Preoții nu se pensionează, nu-i așa? Există pe piață în momentul ăsta un excedent de absolvenți de teologie, nu? Care nu-și vor găsi prea ușor o parohie. E un excedent de preoți și bineînțeles că ei, bisericile apar în toate spitalele care acum se închid, apar în curțile unităților militare care de asemenea se restructurează, numărul de parohii va crește. Deci, fără îndoială că și presiunea pe acest drept de cârjă va fi tot mai mare. Despre asta e vorba. Cârjă să ai, că drepturi găsim. Părinte, ce intenționați să faceți dumneavoastră mai departe? Înțeleg că din punct de vedere juridic, statul român va da dreptate. Ce urmează să faceți dumneavoastră astfel încât să vă recăpătați parohia fără să intrați într-un război al sultanelor negre la suflet, le-a spune eu? Asta e deja prea târziu. Mie mi se pare un caz fericit că sunt într-un război la figurat cu sultanele bisericești, pentru că numai așa opinia publică poate să află ce se întâmplă în spatele cortinei de fier, care este instituția bisericii și nici de cum poporul român. Pentru că, să știți, biserica nu este altceva decât poporul român. Instituția bisericii formată dintr-o structură trebuie să răspundă în mod transparent și penal și civil la toate solicitările poporului. Deci nimeni nu este mai presus de lege. Pentru faptul că ierarhia bisericească formată din călugări este absolut bugetare, cu salarii necuvenite de la fondul de stat. Aici este marea problemă și marea cheie a problemelor din România contemporană. Salarii necuvenite acordate împotriva votului canonic de sărăcie. Eu sper să... Guvernul și statul român, inclusiv departamentul cultelor, trebuie să suprime aceste salarii necuvenite ale clerului superior format din călugări, pentru că este un genocid îndreptat împotriva poporului român și împotriva dreptului cetățean dorent, care de-abia își duce zile de pe zi pe altă cu un salariu de mizerie, ceea ce favorizează și emigrarea inteligenței românești, a medicilor, a profesorilor și a mâne de lucruri ieftine în străinătate pentru a fi slugi pe alte tărâmuri. Părinte, eu vă doresc succes și vă sfătuiesc că... să aveți grijă pe unde circulați, poate mai bine pe apă. Succes! Mulțumesc foarte mult, domnule Mașa. Mulțumesc și eu foarte mult. Sunt pregătit pentru orice adversitate. Mulțumesc încă o dată. Succes, Mircea. Mulțumesc, Mirela Voicu. Mulțumesc de asemenea. Se încheie aici Reporterii Realității. Iată ce vom vedea săptămâna viitoare. Actori celebri precum Gerard Depardieu, oameni politici sau simpli bogătași, dacă există așa ceva, se îmbracă cu haine făcute într-un fost CAP. Gura lumii zice că fetele președintelui, familia guvernatorului Băncii Naționale și neveste de fotbaliști poartă haine de firmă făcute aici. Care este locul unde bogătașii vin cu elicopterul? Aflați sâmbătă viitoare la Reporterii Realității.